Bună seara și bine v-am găsit la Actual Regional. De 13 ani, Radu Țurmure se ocupă de câinii fără stăpân. Până acum 2 ani, domnia sa era iubit și apreciat de clujeni, fiindcă a salvat sute de câini și pisici abandonate. Lucrurile au scăpat însă de sub control când numărul animalelor aflate în adăpostul de pe Valea Fânațelor a ajuns la aproximativ 1000. După spusele membrilor unor ONG-uri, animalele au ajuns să trăiască în condiții improprii, cu hrană puțină, apă și mai puțină, trăind printre fecale și cadavrele animalelor care au murit deja. Foștii voluntari ai adăpostului și alți iubitori de animale au atras atenția autorităților printr-o petiție de peste 80.000 de semnături. În prezent, la adăpostul deținut de Radu Țurmure sunt 850 de câini, dar în urma somației de evacuare primite, adăpostul trebuie eliberat săptămâna viitoare. Colegii mei de la știri au realizat un reportaj pe această temă pe care vă invit să-l urmărim în continuare. Despre adăpostul cu sute de câini al clujanului Radu Țurmure știu toți iubitorii de animale. De 13 ani, câinii fără stăpân au fost duși în halele închiriate de pe Valea Fânețelor, unde au fost îngrijiți. Vestea că halele trebuie evacuate a venit printr-o hotărâre de executare silită, obținută de proprietarul care a dat spre închiriere clădirile unde sunt ținute acum animalele. Termenul stabilit și comunicat către mine este de 8 zile. Evident, nu este un termen realist care să aibă vreo legătură cu anvergura și complexitatea unei asemenea relocări, care evident presupune o locație unde animalele să fie mutate, amenajări și dezafectarea tuturor utilităților pe care le-am construit, le-am amenajat de-a lungul anilor. Acum autoritățile trebuie să găsească soluții pentru cei peste 850 de câini. Conștienți de faptul că un număr atât de mare de câini poate crea o problemă socială la nivelul orașului Cluj-Napoca, o să propunem prefecturii județului Cluj constituirea comitetului, mai precis convocarea comitetului de situații de urgență pentru a analiza această situație și a se găsi soluții. Situația adăpostului a devenit din ce în ce mai grea. Situația este fără precedent, oarecum, la nivel național. Nu cred că mai există un astfel de caz ca o persoană fizică să dețină un număr atât de mare de câini. Acest lucru se datorează, în primul rând, legislației, legislație care în momentul de față nu prevede obligativitatea autorizării ori înregistrării unor astfel de obiective din punct de vedere sanitar-veterinar. Halele vor trebui evacuate în curând, iar situația câinilor este incertă. Primăria nu mai are locuri în adăpostul ei și chiar dacă ar fi, nu poate lua câinii deoarece aceștia au stăpân. Nici Radu Țurmure nu îi poate abandona pentru că va fi pedepsit de lege. Singurele soluții ar fi ca un număr cât mai mare de persoane să îi adopte sau ONG-urile să preia o parte din câini. Iată așadar o situație fără precedent. O persoană fizică deține peste 850 de câini. Discutăm despre lucrul acesta prin telefon cu domnul Peter Modoroș, medic veterinar. Bună seara! Bună seara! Mă auziți? Încercăm să stabilim legătura telefonică cu domnul dr. Peter Modoroș, să discutăm despre posibilele soluții, dacă domnia sa vede soluții în acest sens. Până vom reuși să restabilim această legătură telefonică, vă spuneam că acolo sunt foarte mulți căței, 850 de suflete, fiecare dintre ei având o poveste. Nu am reușit, colegul meu, Andrei Biro, nu a reușit să filmeze toate poveștile acestor căței, doar unii dintre ei sunt protagoniștii unor filmulețe și vă propun să-l cunoaștem în minutele următoare pe Denis. Au fost aduși într-o găleată care a fost așezată pe unul dintre stâlpii gardului lângă care ne găsim aici și ei în urmă cu aproximativ 3 ani. Erau foarte mici, aveau sub o săptămână câteva zile de viață. I-am crescut aici alăptându-i cu biberonul. Cei care doresc să adopte un câine trebuie să îndeplinească anumite condiții, să ofere siguranță, adăpost, hrană, asistență medicală și un tratament omenos. O comunicare cu cățelul, cu pisicuța, cel puțin o vorbă bună, o atingere, o mângâiere în fiecare zi. Și astăzi, atât Denis cât și sora lui Denise, care ea este de culoare neagră și are blănița puțin mai mare, sunt pregătiți pentru adopție, amândoi fiind castrați, respectiv sterilizați. Denis e, după cum se vede, de asemenea un cățeluș deosebit de afectos. N-ar avea nicio problemă să fie ținut toată ziua în brațe, să fie scos la plimbare, să fie alintat, îți ascultă poveștile, nu e deloc conflictual și cred că ar aduce foarte multă bucurie în viața unei persoane care l-ar adopta. Domnul doctor Peter Modoroș este acum în direct cu noi prin telefon. Bună seara! Bună seara! Ce știți despre adăpostul acesta din Valea Fânațelor? Ați fost vreodată acolo? Eu personal nu am fost, cu tot că domnul Țurmure a venit cu mulți câini la mine, în continuare mai vine cu câini bolnavi. Personal n-am fost, am auzit multe păreri, inclusiv că ar fi de un... Până la urmă a fost un graj pentru tăuraș și am înțeles că niciodată n-a fost curățat. Deci peste, mă rog, acele condiții au fost duși câinii. Sigur, la 850 de câini și la un moment dat existau acolo 1000 de câini. E foarte greu să le asiguri hrană, apă, curățenie, dar nici să-i ții în astfel de condiții anormale nu este în regulă. Iată de ce până la urmă, cu toate că inițiativa domnului Țurmure a fost una lăudabilă și apreciată la început de clujeni, până la urmă, iată, a primit somație de evacuare. Ce soluții vedeți în a plasa acești 850 de câini? Noi știam, eu și alții știau că o să vin în acest moment și știu că domnul Țurmure a făcut tot ce a putut pentru câini și practic toată viața lui și banii lui erau câinii. Putem spune că e un fel de Wallenberg al câinilor, dar din păcate n-a putut să-i asigure condiții și stăim în niște într-o lume în care e mult mai bine dacă reușești să-i dai cât mai repede, să dai asociațiile să nu facă adăposturi, să găsească mai bine adoptatori, respectiv oameni care, mă rog, pentru o perioadă să aibă grijă de câini ăștia. Dânsul a fost nevoit în multe situații să ia câini, au fost aruncați peste gard câini. Și, într-adevăr, a fost un om care, la orice oră, dacă a fost chemat, mers și eu lua câinele. Un câine abandonat, câine găsit în containeră și așa mai departe. Acum, de multe ori ne-am gândit oare ce va fi dacă, Doamne fie, domnul Țurmure păsește ceva sau dacă, într-adevăr, pierde acest teren. Eu cred că acum e momentul în care acele asociații care n-au fost de acord cu condițiile în care domnul Țurmure a ținut câinii, să vină, acum e momentul și să spune: uite, eu iau 10 câini, eu iau 20 de câini, pentru că am loc mai mult. Eu știu un adăpost și duc 50 de câini acolo. Și așa cred că am putea și respectiv asociațiile ar putea ajuta. Dar și locuitorii, pentru că fac acum un apel la cei care vor să-și ia un câine cu 4, cu 500 de euro, să meargă să ia pe gratis și știe că măcar are posibilitatea, astfel ajută, face un ajutor social. Spuneați că domnul Țărmure a venit la dumneavoastră de multe ori cu căței. Îi steriliza, se ocupa de treaba asta? Da, am făcut nenumerate sterilizări, am făcut tratamente, chiar am avut de multe ori discuții că i-am spus, domnul Țărmure, câinele ăsta trebuie eutanasiat. El a zis că nu, nu-i de acord, să mergem până în pânzele albe. Deci a avut grijă de câini, iubește câinii. Eu zic că trebuie să mulțumim totuși că condițiile Clujului actuale, fără câini sau cu puțin câini, se mulțumește și acelor oameni care de 20, de 30 încoace n-au făcut altceva decât să-i salveze. Numai că, am spus, Wallenberg, războiul a trecut. Bine, în timpul războiului am ajutat, am ascuns evrei și în pod, și în beci, și în dulap, și peste tot, și am încercat să-i salvez de o bucată de pâine. Dar trecut războiul. Nu mai este război. Scoateți de acolo acei oameni care au vrut, mă rog, sau acei câini în cazul de față și dați-i drumul, în ghilimele. Adică să ajungă la familii, să ajungă în condiții normale, să ajungă să fie... Nu poți să te ocupi cu 850 de câini, nici cu 100 nu te poți ocupa ca lumea. Așa că eu zic că a și trecut vremea acestor adăposturi imense. Nu are sens. Nu are sens să adunăm câinii. Trebuie să-i dăm drumul să meargă, să ajungă la familii. Sunt mulți care așteaptă un câine. Se pot pregăti pentru a dați în adopție, chiar în străinătate, dar și la noi în țară. De multe ori, o propoziție. Eu v-am spus, am mare stimă față de domnul Țărmure, cu tot că am și reține pentru condițiile astea pe care el nu le mai simte, să zic așa. Dar trebuie să pună deoparte acele jigniri reale sau închipuite pe care le-a avut de la alte asociații și să se gândească numai la viitorul acestor câini. Deci acum să nu facem, să nu alegem între modurile de ajutorare, ci să le primim pe care cum vin. Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost domnul dr. Peter Modoroș, care a venit cu soluții, să spun așa, acele asociații care au criticat condițiile de trai ale cățeilor din Valea Fânațelor ar putea acum să dea o mână de ajutor și fiecare să ia un număr de căței atât cât este posibil. Desigur, și populația care dorește să adopte un cățel e binevenită să o facă. Există, așa cum vă spuneam, 850, deci este de unde să aleagă. Vă spuneam la început despre poveștile acestor căței. Câteva dintre ele au fost consemnate pe peliculă de către colegul meu Andrei Biro și haideți să-l cunoaștem în continuare pe Hank. Hank e în cel de-al patrulea an acum al vieții sale. Este un metis de pitbull. Hank este un mascul echilibrat, foarte afectuos, are o constituție robustă, poate fi un prieten de nădejde și în același timp, pentru cei interesați, poate face și pază în mod eficient, pentru că a preluat de la pitbull parte din caracteristicile rasei, care înseamnă curaj, forță, tenacitate. Cei care doresc să adopte un câine trebuie să îndeplinească anumite condiții, să ofere siguranță, adăpost, hrană, asistență medicală și un tratament omenos. Să aibă o hrană nu neapărat cumpărată de la pet shop-uri pe sume foarte mari, să fie o hrană sănătoasă care să aibă un aport nutritiv corespunzător, în așa fel încât câinele să se dezvolte și să trăiască bine. Este castrat, vaccinat, poate fi adoptat oricând. Îl avem acum prin telefon pe domnul Radu Țurmure, cel care, așa cum vă spuneam, deține acești 850 de căței. Îl așteptam în platou, dar iată, aglomerația Clujului de la această oră nu i-a permis lucrul acesta. Bună seara, domnul Radu Țurmure! Bună seara! Haideți că reușim și prin telefon să ne lămuriți cum s-a ajuns la acest număr foarte mare de câini într-un adăpost privat. E relativ ușor de înțeles pentru acele persoane care au urmărit evoluția situației animalelor fără stăpân în orașul nostru, ca de altfel în întreaga țară. În urmă cu aproximativ 14 ani, în Cluj-Napoca a început o acțiune instrumentată de către autoritatea publică locală de curățarea străzilor orașului de acești câini, mă rog, maidanezi impropriu spus, de fapt animale abandonate de către cetățenii responsabili care le-au înmulțit și apoi le-au abandonat. Acțiune care avea drept finalitate atunci uciderea majorității câinilor, știut fiind faptul că în perioada 2005-2008, pe durata a 3 ani și mai bine, numărul câinilor uciși în adăpostul public a fost foarte mare. În această situație, foarte mulți cetățeni ai Clujului au apelat la mine pentru că aveam o oarecare notorietate ca persoană implicată în salvarea animalelor și m-au solicitat în număr foarte mare să adăpostez fără prea multe pretenții vis-a-vis de condițiile în care puteam să fac asta, să adăpostesc animalele de teama faptului că acestea vor fi prinse de zingheri și ucise în adăpost. Și în câte au fost inițial? De la ce număr de căței ați pornit? În perioada 2005-2006, într-un număr foarte, foarte scurt, am ajuns la circa 200 de animale într-o manieră, cum să spun, uneori aproape explozivă. Erau zile în care eram solicitat să preiau 10 de câini, sigur că nu puteam să fac asta. Mă străduiam împreună cu câțiva colegi cu care am încercat atunci să găsim o modalitate de a salva cât mai mulți câini de pe domeniul public, practic răspunzând solicitărilor cetățenilor și făcând chiar demersuri înspre adăpostul public, unde noi am ajuns chiar să ducem hrană pentru a asigura hrana necesară câinilor cazați acolo, pentru că aceștia să nu fie uciși. E o situație care ține oarecum de istoria evoluției acestui domeniu, acestei activități în Cluj-Napoca, pe care, din păcate, tinerii noștri concetățeni nu o cunosc. Foarte mulți tineri sensibili la problema animalelor în general și în special la câinilor fără stăpân consideră că în Cluj-Napoca întotdeauna a fost ca astăzi, adăpostul primăriei astăzi fiind decent, oferind condiții de cazare pentru 200 și ceva de animale și condamnând vehement oameni, așa cum sunt eu, care au un număr mai mare de animale pe care le dețin în condiții mult mai modeste decât oferă adăpostul primăriei. Sigur, nu pe dumneavoastră vă condamnă, ci mai degrabă condițiile în care au ajuns să trăiască acești câini, fiind atât de mulți, sigur că pun probleme. Și vi se reproșează că ar fi existat anumite donații din partea unor asociații internaționale care au ajuns în conturile dumneavoastră și nu au fost folosite pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a acestor căței. Da, știu asta. Reproșurile s-au făcut în mediul online, în general. Ele au ajuns și în audio-vizual. Evident că Este de înțeles ca cineva care află că am primit la un moment dat o sumă de 41.000 de euro să își pune problema utilizării acestor bani. Mă aștept însă ca persoanele mature care știu să facă un calcul și știu să se raporteze corect la o situație să înțeleagă că atunci când pentru a hrăni un efectiv de animale ai nevoie lunar de 10.000 de euro, cei 40.000 de euro nu reprezintă foarte mult. În felul acesta, dacă corelezi suma despre care se vorbește cu nivelul cheltuielilor, o să realizăm că 40.000 de euro reprezintă foarte puțin în situația în care ai de îngrijit, de întreținut un asemenea efectiv de animale. Cu 40.000 de euro în Cluj-Napoca, nici măcar în vecinătatea orașului Cluj-Napoca, nu poți amenaja un adăpost pentru 850 sau 1000 de animale sau aproape 1100 câte am avut la un moment dat. Asta cred că știe orice clujean informat. Deci cei 41.000 de euro au fost cheltuiți în beneficiul animalelor pentru diferitele cheltuieli, care înseamnă asigurarea hranei, asigurarea apei, pentru că acolo unde sunt, deși locația este în Cluj-Napoca, nu avem apă curentă, pentru asistența medicală a unui număr foarte ridicat de animale, pentru că multe animale au ajuns la mine în condiții proaste. Sigur că odată cu vârsta animalele ajung să se îmbolnăvească, sunt tot felul de probleme, sunt tratamentele profilactice periodice de parazitări, vaccinări, care sunt foarte scumpe. Deci oricine poate să calculeze ce înseamnă, de exemplu, să faci o deparazitare externă a animalelor în condițiile în care o pipetă pentru, știu eu, câinele de 25 de kilograme ar costa poate tot 25 de lei, înmulțit cu 850, rezultă deja o sumă suficient de mare. Dacă faci asta de 2 ori pe an, plus de parazitările interne, acolo se duc o mulțime de bani. Deci, în ceea ce mă privește, eu n-am nicio problemă, decât sunt trist că oamenii nu încearcă să coreleze anumite cifre, anumite sume vehiculate cu nivelul cheltuielilor care trebuie acoperite pentru întreținerea animalelor pe care le am în... Ne-ați lămurit acum, sigur, și pe cei care, să spunem, aveau suspiciuni în legătură cu folosirea banilor. E clar, e nevoie de foarte mulți bani pentru a întreține un număr atât de mare de câini, dar iată că până la urmă ați primit această somație de evacuare. Când anume trebuie evacuat spațiul și cum vedeți soluția plasării acestor câini în familii? La ce v-ați gândit? Deci, somația a sosit în somația privind evacuarea fermei respective, a sosit în zilele trecute. Timpul alocat, respectiv numărul de zile, termenul este foarte scurt, neacoperitor, insuficient, este vorba de 8 zile, perioadă de timp în care nici nu se poate pune problema să reușesc să transfer aceste animale. Nu mai vorbesc de ceea ce am acolo, ceea ce am construit de-a lungul anilor. Este vorba de sute de boxe și tarcuri în care a trebuit să cazeze animalele, știindu-se că nu poți să găzduiești câinii împreună la grămadă dacă vrei ca aceștia să supraviețuiască. Eu, în perioada care ne găsim, am o mulțime de discuții antamate cu persoane fizice, persoane juridice, în special organizații interne și internaționale, pentru preluarea animalelor. La nivelul zilei acesteia în care vorbim, am în refugiul în care dețin animalele reprezentanții a 2 organizații care vor prelua 10 de câini de la mine și pentru zilele următoare am programate multe întâlniri cu reprezentanții ai unor alte organizații interne și internaționale, compatibile cu punctele mele de vedere, asociații de încredere, cărora le voi transfera cu tot dragul cât mai multe dintre aceste animale pentru ca ele să ajungă în adăposturi, de calitate, să beneficieze de o viață mai bună acolo și să sperăm cele mai multe dintre ele să ajungă în familii. O familie fiind, de fapt, singurul loc în care un câine poate să aibă o viață fericită. Dar pe viitor vă gândiți să mai faceți un adăpost, unul în care să fie și condiții optime de trai pentru acești câini? Ceea ce vreau eu să vă spun este că situația cu care mă confrunt astăzi, generată de realitatea tristă, adică faptul că autoritatea publică clujeană, ca și toate celelalte autorități publice din țară, într-o anumită perioadă, nu au găsit alte soluții pentru gestionarea acestei probleme, ci au trebuit să recurgă la capturare și eutanasiere. Am ajuns în această situație de la ceea ce făceam la un moment dat, respectiv salvare de animale și relocare, dare spre adopție. Numărul mare de animale care au venit spre mine m-au blocat pur și simplu și nu am mai reușit să-i dau spre adopție. La nivelul perioadei în care ne găsim, dacă voi avea șansa să pot distribui aceste animale, să le pot transfera către alte destinații de unde ele vor ajunge în familii, cu siguranță nu se mai pune problema înființării unui adăpost de o asemenea anvergură, pentru că eu vă mulțumesc foarte mult. S-a îmbunătățit. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Radu Țurmure. Vă doresc succes cu darea spre adopție a acestor căței pe care îi aveți în momentul de față și să auzim că lucrurile s-au rezolvat cu bine. O să vă țin la curent. Mulțumesc mult! De asemenea, îi invităm pe cei care iubesc animalele și în special căței să profite de această situație și să ia spre adopție un cățel de la acest adăpost. Și haideți în finalul emisiunii noastre, ca să vă convingem să faceți lucrul acesta, să-l cunoașteți și pe Terra. Cu aceasta îmi iau la revedere de la dumneavoastră și vă doresc o seară minunată! Terra are aproximativ 10 luni, a fost adusă din zona Muntelui Rece de către un tânăr care i-a găsit undeva la marginea drumului, a fost adusă împreună cu încă 3 dintre frații ei, un cățel activ, foarte activ, un cățel extrem de vigilent, puțin reactiv. Atunci când este provocat, niciodată nu stă pe gânduri să se implice sau să răspundă. Dacă e chemat la joacă sau dacă e o mică hârjoneală, nu ezită să participe. Cei care doresc să adopte un câine trebuie să îndeplinească anumite condiții. Să ofere siguranță, adăpost, hrană, asistență medicală și un tratament omenos. Trebuie ca animalul să aibă un adăpost pe proprietatea respectivă, un adăpost propriu al lui, un adăpost, ceea ce înseamnă o cușcă, o magazie, o cămăruță, poate fi și un câine de companie în apartament.